Am onoarea să vă salut, stimați telespectatori, și vă mulțumesc frumos că ați zăbovit cu ochii pe micul ecran pentru a vedea ce surpriză mai aduce emisiunea Brainstorming. Din această perspectivă chiar avem o surpriză de zile mari, pentru că avem în studio oameni cu identități aparte, nu din țara noastră, și pe care o să-i cunoașteți în dialogul care urmează. Dați-mi voie să vă prezint pe distinși invitați care se află în studio. O să încep de la stânga la dreapta. În primul rând avem aici pe dr. Yashar Hassem Abbas Helmi, care este cunoscut și ca faraonul egiptean din România. Welcome, sir! Welcome, sir! Și în același timp avem și pe distinsul prieten, vicepreședinte al comunității egiptenilor din România, un om pe care l-am cunoscut pe timpul Revoluției din Egipt, dr. Abdallah Mobasher. Bine ați venit, distinse prieten! Bine am găsit! Această emisiune va fi una bilingvă, întrebările fiind alternativ în limba română, în limba engleză, semn al faptului că oamenii pe care avem plăcerea să-i avem aici în studio, nu numai că sunt bineveniți în țara noastră și trăiesc pe pământ românesc, dar și circulă mult și au contacte care ne interesează și pe noi, cetățenii României de azi. Am să încep cu cel care, așa cum ați văzut de pe coperta revistei, este supranumit faraonul Egiptului. Sir, what does it mean for you, this picture? Why you are called the pharaoh of Egypt? Actually, before I answer this question, I want to tell the people, the Romanians, that I'm an extraordinary ambassador for peace and goodwill all over the world. And I'm a double lord, Lord of Glamorgan and also Lord of Holm in the United Kingdom. I'm a chancellor in arbitration, diplomatic and consular affairs, and I'm a professor doctor in business administration. And calling me a pharaoh, it's something very great to let the people remember my country and the pharaohs in the country, because the pharaohs were great people. They invented a lot of things, they discovered a lot of things, they were helpful to others. So calling me a pharaoh is something great. From what I'm doing with the people, I'm helping, I'm sharing, I'm supporting worldwide wherever I go. So it's something related to my country and my nation, and it's an honor, it's another honor to have this title, the Pharaoh of Egypt, between the Romanians. And from the time I started to come and join my company and my group in Romania, it was from around 12 years, I felt that I'm one of the people here. They welcomed me, they gave me full support, they raised my image, my products here. Okay, but I will put the first difficult question for you. Why would you prefer to live a good part of the year with your family in Romania? Why you choose Romania from other countries from Europe? Perfect. Actually, we started the relations between my group, companies in Egypt producing medicine, and Romania from year 1992. There was a commission and a committee coming from Romania to Egypt to import medicine. And they chose our company. And actually, the chief of the mission, he thought that the Romanians will consume it in 1 year, but they consumed it in 7 months. So he came to my father, he's the chief of the companies, Dr. Hassan Abbas Helmi, and he asked him for another million boxes and another million boxes, and he told him, why don't you make a company in Romania and we will help you, because the Romanians got used to your medicine and it's effective and we like your products and we felt safe and things like this. So my father decided to establish a company here. Okay, very good story. I understand the situation. Dr. Abdallah Mobasher, de ce egipteni de calitatea dumneavoastră, umană, cu pregătire aparte, preferă să trăiască în România? De ce au găsit aici
și nu că le-a lipsit acasă, dar poate că au preferat din anumite motive să-și continue viața pe acest tărâm. Banto, România este ca un rai. Ce există în România nu există în altă baltă. Adică, este la noi vorba în Egipt, cine bea din aba Nilu să vină înapoi. Și tot aici în România. Cine bea din aba România să trăiește aici, place să fie aici în România. România este o țară minunată. Adică are de toate. Are aba, are badura, are de tot. Are și civilizația de câteva sute de ani. Are populația, este poporul roman sau în general poporul roman este sufletesc, este ca un popor egiptean. Nu există, este un darnic, așa, nu este, dacă eu mă duc de exemplu în altă țară sau așa, vede lumea altfel, dar simți așa România ca Egiptul. Dacă acum eu mă duc în vizită în Egipt, da, prima săptămână mi-e dor de Egipt, dar după de câteva zile vreau să vin aici înapoi în România. Adică obișnuit aici. Tot se găsește clima, frumusețea, adică bogăția de tot, de pământ, de lume, de ceva de învățământ, ceva de cultură, ceva de natură. Natura vorbesc aici, adică, dar din păcate, România nu folosit de natura cum trebuie, adică... Pe plan turistic. Plan turistic, așa, și de exemplu, în loc să merge lumea în altă țară vecină, adică de ce lumea nu vine aici în România? Eu încerc tot timpul să fac o reclamă și asta și... E vorba de reclamă la frumusețile României. Frumusețea România, normal, și asta este adevărat. Și pentru asta, adică toată lumea place să fie aici. În... Dar relațiile româno-egiptene, cum sunt văzute de comunitatea egiptenilor din România? Pentru că aveți o funcție importantă, sunteți numărul 2, vicepreședintele acestei asociații. Relația între Egipt și România, dacă se știe dumneavoastră, este de 4.000 de ani. Atunci când a fost deci, primul deci a fost în Egipt atunci și a fost relația între Horus și Menatheb, adică a fost relația culturală și bantologia. Și de atunci a început, de 4.000 de ani, și atunci după aia, de câteva sute de ani, a fost cu Ion Coza, a vorbit domnului, a fost vizita în Egipt atunci, în Alexandria, la Hedeu Ismail, adică nebotul lui Muhammad Ali, și în zona Constanța, și asta, adică a fost câteva, o familie din Egipt, câteva de sute de ani care trăiește acolo. Și Ion Coza, adică a vorbit atunci cu nebotul Hedeu Ismail despre canalul Suez. Adică a folosit lemn aici din România la canalul Suez când a făcut. Și în România trăiește foarte mult egiptean care în zona Constanța de înainte există vaburaș care merge în Alexandria în Egipt și merge bine în Constanța. Și mai sunt acolo câteva o familie egipteană de mult. Și în Egipt, în zona Sinaia, există câteva familie din România, care din Ciosta, care stă acolo în munte și asta. Muntele nu este Sahara, nu este cum este munte aici. Lumea trăiește acolo în Sinaia, care este o familie din România. Ne referim la Sinai. Care în Sinaia, în Egipt. În Sinaia, în Egipt. Și relația este foarte veche și în perioada asta avem aici în comunitatea egipteană este în jur 1000 de persoane de calitate, adică nu le-au de bantoviosent egiptean, adică la noi, noi suntem cel mai comunitatea care are mai puțin probleme, adică nu s-a găsit un egiptean care a făcut probleme sau ceva. Majoritatea egiptean care este aici are studenți superiori, adică cineva doctor, cineva inginer, cineva cu firma de firma mare care așa, și cineva care este cu firma de oros, care îmbort oros din Egipt, ceva. Adică majoritatea lumea
cum să cadă, adică egiptean care sunt bine aici. Pregătiți și cu meserii care sunt în domeniul privat, în domeniul economic, de o manieră complementară cu partenerii români. Exact, adică nu avem o problemă aici, majoritatea este lumea șifrizată, adică... Am eu o problemă cu o revistă, and it's a problem with this picture. What does it mean it's for you and what could you tell to our viewers? It's something very great from Pope Theodorus. It's a reward to me, and maybe it's the first person to reward him or award him, and for taking the title Man of the Year 2012, and for raising the image of Egypt worldwide. So it's something means a lot to me, actually. What kind of person is this special partner of dialogue for you? What kind of personality he has? He? Yes. He started his life as a pharmacist, so yes. He's close to our mission. And he's a very great person, he's a friendly person, he is wise, he is talented, and he knows a lot about humanity. He handled a lot of difficult situations in such a period from a couple of years. I was yani close to him, and I saw how he was handling this, and he's a great person, and all love and appreciation to His Highness Pope Theodorus II. What is the situation now in Egypt from your point of view, because we discussed before and you told me something very interesting. Please be so kind to tell to the viewers your opinion. The viewers, yeah. Actually, I had a sight for General Sisi when he was still a general in the Egyptian army that he is going to be the future president. And I told the formal people in my country that I have a vision that he will be the president. Really? Yeah. Why? Yeah. I liked him too much because he's doing things like me. So he's close to my behavior and attitude. That's what I like. Can we explain a little bit? He's very wise. He is too much gentle. He's close to the people. And 99.999% of the true Egyptians, they adore him, especially the females. I saw several meetings, how the people are surrounding him, how the people are caring for him before being a president. Now he's too much busy, but before he had some time to be with the people, to meet the people. I was looking how the feedback of the meetings and how they are likes him, and actually they forced him. They push him. To be the president and to sacrifice with the military rank. So I'm also the first person all over Europe to vote for President Sisi. I went to the first one in the Egyptian embassy the first day, 8 o'clock in the morning. I went before the ambassador, I waited for her. She was upset. And really, you were the first one? Yeah, all over Europe and Egypt, of course. You check it? Yeah, sure. And you have pictures here. I'm putting the first box. And the first person I went before they entered the embassy, I went 8 o'clock, and I was the first one actually, and they wrote my name and things like this. Good for you. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. And it's a great honor to have President Sisi, our president. Before, I was discussing with the people from the parliament, the Romanian people, and I got him the approval and best wishes to be the Egyptian president also. I'm a member, I'm the first person all over the Arab world to be a member in the International Police Association. I was discussing with the... You are undercover? Me? No, I'm covered. You didn't saw that, actually. It was a joke. Oh, very good. This is, yeah, something. FBI? It's more sweeter, a kind of...
And actually, most of the police people I met, they appreciated His Honor President Sisi, and they were all supporting him. And thank God that he became, and I wish him all the best, best of luck. And wherever I go, the people are asking me about him, and he's a great person, and really he's doing things for the country. Now we're making a new channel for Suez Canal to double the passing of the big ships, and it will minimize the time. Last week, me and Professor Zouail, the Nobel Prize winner in science and technology, and the president of the Egyptian National Project for Science, we visited the Suez Canal with the High Major General Mohab Mamish. He invited us with the governor of Ismailia, and we visited the project. We saw the digging and the things for doubling the canal, and it's a great project. So President Sisi is involved in all the important problems in Egypt. Actually, I had a couple of days, we have a very big problem for electricity and power in Egypt. I had meetings with formal peoples and people in charge here in Romania to try to solve this problem, the national problem for power. And I wish we'll make a good collaboration between the Romanians and Egypt for this problem. Okay. Dr. Abdallah Mobasher, cum vede comunitatea egiptenilor din România noua conducere de la Cairo? Apropo de discuția mea cu distinsul invitat despre noul președinte și despre acest proiect interesant cu dublarea canalului, care la ora actuală asigură trecerea dintr-o parte în alta a lumii prin Egipt. Adică comunitatea egipteană, de primul moment, adică care a fost cu domnul, adică comunitatea egipteană este o parte din poporul egiptean. Bantul asta, comunitatea egipteană a ținut ce vrea poporul egiptean. Și poporul egiptean, când a făcut alegerea Revoluția, normal, comunitatea egipteană a fost cel mai fericită și noi am încercat aici din România decât am putut. Și majoritatea, adică cam exact cum 95% aici când am fost noi la vot, am fost știi cu ambasada când am votat pentru noi a cu vota domnul președintele. Da. Domnul Așa a fost primul și eu am fost al doilea atunci. Am fost cu domnul Așa, vicepreședinte, trebuia să respectați ordinea. Am fost eu înainte, dar am lăsat pe domnul Așa să pună ierarhia vot, se respectă. Să pună vot înainte. Deci când am votat și majoritatea, adică 95% din comunitatea egipteană aici, a votat pe domnul Sisi. De ce vrea pe domnul Sisi? Adică noi n-am nimic cu nimeni, adică, dar contează acum stabilitatea. Am văzut dumneavoastră ce se întâmplă acum în Irak, am văzut dumneavoastră ce se întâmplă acum în Libia sau în Siria, ce se întâmplă acum. Este dezastru, dezastru. Dar Egiptul a apărut în Coran, a apărut în Coran de 4 sau 5 ori. Pentru asta Dumnezeu tot timpul sau Allah ajută pe Egipt. Allah ajută pe Egipt tot timpul, cum am fost eu cu dumneavoastră în Revoluția la Arta Post de televiziune. Și adevărat, poporul egiptean, Allah iubește pe el. Dacă Allah nu iubește poporul egiptean, se întâmplă la poporul egiptean cum a fost în altă parte. Oricum, când a apărut domnul președinte Sisi, a scăpat Egipt de multă problemă. Dacă să fie altă conducere, noi, Egiptul, să fie dezastru și să fie exact cum este acum în Irak sau în Yemen, cum a apărut acum de câteva zile sau în Siria. Armata egipteană, care este o armată puternică, cea mai numeroasă din lumea arabă, a dat un președinte ca președintele Sisi, care s-a dovedit a fi un garant al stabilității țării dumneavoastră. Și asta e cel mai important. De exemplu, acum eu de o lună de zile am fost în Cairo. Înainte 2 ani, atunci când prima revoluție, omul fie că să merge în stradă. Dar acum, cu siguranță, poți să mergi strada, nu este absolut nici o problemă
Și acum în Egipt a apărut și turistic să merge acum în Sharm el-Sheikh, în Gordaca și asta, fără nicio probleme. Dar au dispărut acești jihadiști pentru că mi-ați povestit la un moment dat că au atacat o patrulă militară și un bun prieten de-al dumneavoastră ars în transportorul blindat. Cum se spune, badura fără uscătură nu există, vorba românească, știi? Și la noi n-am zis stabilitatea 100%. Există jihadiști care au atacat pe unchiul meu, băiatul unchiul meu, Dumnezeu să ierte. Problema lui în cauza el a fost aparat țara lui. În cauza el a fost la poliția. Pentru asta a bușcat pe el. Există jihadist, dar există ceva puțin. Există în Sina, există lângă Libia. Dar dacă se uit dumneavoastră pe harta pe Egiptul, are grădina foarte mare, cu granița foarte mare cu Libia, cu Israel și în partea aia cu Palestina. Iar în deșert nu poți să asiguri o graniță. Este foarte, foarte, foarte greu, mai ales este Sahara. Și oricum, adică în cauza armată are un big gândește la stabilitatea în untru, adică pentru civilizația și asta și în oraș, nu tot armata este la granița sau asta, știi? Este granița prea mare și nu poate să controleze tot. Da, dar oricum, adică este 95%, nu pot să spun 100%, dar 95% există. Pentru asta, acum este mai problema mai puțin. Înainte a fost o problemă foarte mare. Înainte de 2 ani am văzut câteva soldate egipteni au murit, câteva atacat din Egipt. Dar există jihadist, dar foarte, foarte puțin. Pentru asta, adică nu trebuie nimeni să fie frică să merge la Egipt. Bine-ați venit pentru turistic și pentru asta. E frumos că în același timp militați pentru turiști care se vin în România și invitați și pe românii care se uită la această emisiune să-și ofere șansa de a vedea piramidele din Egipt, unde, bineînțeles, că li se va vorbi de faraoni. E ce vrei să spune, dacă exact cum este cu mama, cu tata, un copil, cu iubești mama sau tata mai mult? Eu sunt, avem dublă cetățenie, egipteană și română. Faci bantul Egipt, când sunt la Egipt, hai să spun la egiptean, hai, bine ați venit în România, faci reclamă pentru turist românesc și acum faci reclamă pentru turist egiptean. Da, e un mesaj frumos, amical. Let's return to the Pharaoh of Egypt. What does it mean, this picture, sir? Actually, this is the president of Moldova State University and I was visiting them there and he awarded me the greatest medal for the university. It was awarded to 99 figures during 60 years. I was number 100 and I was the first person from the Arab world to be awarded that. After, it was a great responsibility, so I established in Moldova State University an Egyptian cultural center and teaching Arabic language, and it's working till today. You know, Republic of Moldova is the other Romanian states because the Romanian people lives now the majority in Romania, this country, and the other Romania between the I knew rivers, that it was one country together before. And after it's separated, so it's a part of Romania, the Moldovians and a part of the Romanians, and they have very close relation actually, and it's very close. And who suggested to you to visit Chisinau? I went the first time with the Egyptian ambassador to Moldova. I was there in this visit and I had a very close relation to the Syrian honorary ambassador, consul at that time, and I established a company with him there for medicine, and we had close relations between Egypt, Romania and Moldova. I'm producing exporting medicine to Moldova, and I'm visiting. I have a residency in Moldova also, so I consider myself one of the Moldovians because they're very kind people like the Romanians. Wherever I go, I feel home. I feel it's my country. I feel they're my people. So that's why I'm extraordinary ambassador for peace and goodwill all over the world. I think your true title could be the ambassador of a friendship,
Because your language, friendship, your friendship, love, yes, and peace. Yes. Because your body language, your language, and your messages are for friendship. And this is something special. During this time, you see the war in Ukraine, you see the war in Iraq, in Syria. It's a lot of trouble around the NATO. Let's return to our friend Abdallah Mobasher. Care sunt la ora actuală preocupările, prioritățile comunității cetățenilor egipteni care trăiesc în România, mulți în familii mixte, în care fie bărbatul, fie femeia sunt din România. Și întreb pentru că știu că organizați acțiuni frumoase, a fost și o acțiune pe stadionul Dinamo, mediatizată la momentul respectiv. Noi, cum ca comunitatea egipteană, știi, la noi există musulmani și există creștini. Și la noi în comunitatea nu este diferență între creștini și musulmani. Adică noi suntem prieteni tot timpul, merge vizita unul la altul. Din contră, adică, de exemplu, luna Ramadan, avem o biserică aici egipteană care merge noi să invităm să mâncăm acolo în luna Ramadan. Avem și aici moschei, multe moschei din România. Asta arată toleranța și prietenia românilor. Prietenia românilor. Și avem care Azhar, adică Islam, adică Azhar în Egipt, a trimis câteva șeh aici, care se spune cu Coranul, cu asta. Și ca comunitate, adică suntem ca frați, adică nu există problema între noi, fiecare ajută pe altul și cu lumea română, adică cu poporul român nu încearcă să fie, avem multă prietenie între noi și suntem trim aici în România și este o comunitate sincer, adică dacă nu sunt egiptean în comunitatea asta, mi place să fie egiptean în comunitatea egipteană. Cu ocazia zilelor forțelor armate, zilei forțelor armate ale Egiptului, Atașatul militar al Egiptului organizează un eveniment, o recepție, în cursul lunii octombrie. Ce înseamnă pentru egiptenii care trăiesc în România forțele armate ale Egiptului? Știu că de fiecare dată când Atașatul militar egiptean organizează o asemenea recepție, multă lume de limbă egipteană se află acolo. Oricum, în ziua 6 octombrie este ziua armată egipteană. Ziua asta, Egiptul a câștigat război cu Israel și pentru ziua, cu ziua aia respectivă, noi am luat Pământul Sinai. Pământul Sinai este în jur... E vorba de peninsula Sinai. Da, exact. Pământul Sinai este, adică, în jur 30% din teren egiptean. Cu ziua aia respectivă, cu ziua care a fost 10 Ramadan, care toți soldații astea țin post atunci, și face rugăciunea, cu ziua 6 octombrie, Egiptul câștigat război. Vezi când omul toată ziua nu mănânc și muncești când nu mănânc, nici n-ar voi să bea apă în luna Ramadan. Și în ziua asta, Dumnezeu, adică Allah, a ajutat cu Egipt și a câștigat război cu Israel. Și a transferat canalul Suez. Cum ai spus dumneavoastră înainte, poporul egiptean care este aici sau comunitatea egipteană a vrut să fie acum, adică trebuie să fie investiția foarte mare de canal Suez, este în jur 60 de miliard lira egipteană și poporul egiptean aici sau comunitatea egipteană a încercat să cumpăr câteva certificat aia la banca pentru să ajută cu economia egipteană. Și noi egipteani aici care am făcut și canalul se vezi asta care blângirea sau faci un pic mai mare, rățima mai mare la canalul. Am înțeles că va fi un al doilea canal. Al doilea. Adică tot este un singur canal, dar să fie un pic mai mare sau al doilea canal. În loc să vin multă vasă sau vabur să aștept 12 ore sau 18 ore. Se mărește fluxul. Se mărește fluxul și merge foarte bine. Adică nu vin vabur și aștept în Egipt. Adică merge cu
continuu sau aștept cât mai puțin. Dar aceste lucrări care vor fi acolo nu vor afecta actualul canal, traficul pe actualul canal? Nu, din contră, el ajută, adică el face mărire. Este un singur canal care există, dar faci să mergi vaboraș mai mult. În exemplu, în loc să mergi un număr de câteva pe zi, merge mai mult, dublu. Am înțeles. Da. Și oricum, asta, voința există în poporul egiptean, poporul faraon care a făcut prima canal Suez și acum are voința să faci al doilea sau să faci un big mai mare. Mulțumesc, Abdallah. Let's return to the pharaon of Egypt. Sir, I have here a picture, a very interesting picture, a pharaon and the former president of Romania. Actually, I visited His Highness President Iliescu. And I'm the president of the Supreme Council in the European Romanian Pan-Arab Cultural Center, and His Highness accepted to be the honorary president. He's a very great person. He's too much friendly. I like him a lot. I told him, I met him a couple of times, maybe 3 or 4 times, and I told him that I want to record every word you are talking, because he is, the knowledge he have, the informations, the ways, and I know that he's writing books. I had a couple of books from him. He's personal, which is very rare to find in this period, actually. In the same time, you had a meeting with actual president of Romania. This is a historical meeting. Why? Yeah. Give me a few details, please. Actually, be so kind. It was a great celebration, a big celebration, and I wasn't expecting. Maybe 2,000 people were there, and 17 ambassador, and then and then. And I found myself face to face, standing together. I told them at that time, I'm the honorary president of the Egyptian colony in Romania. Colony, or community? Community. Okay. People call it colony, people call it community. And and you like a pharaoh, you prefer as a pharaoh region, and yes? As an extraordinary ambassador and as a lord, yani it is accepted. And Your Highness, I had this pin. It's the connection between the flag of Egypt and the flag of Romania. I gave it this pin for him as a souvenir. And I told him that the Egyptians are caring for the health of the Romanian people. He told me how. I told him last year we sold 12 million sachets for the care of the children. Dr. Abdallah Mobasher, am o întrebare dificilă. În familia în care el e egiptean și ea româncă, de regulă românca este diplomată și se îmbracă în ținuta specifică și firească adoptată de femeile egiptene. Nu atât de severă ca și femeile iraniene. În același timp, în momentul în care o româncă devine cea care dă tonul la muzică în familie, egipteanul este cel care ține cont și își cumpără o ie românească? Hai să spun la dumneavoastră, avem doi cazi și a fost mini adevărat. Și chiar acum când eu vorbesc cu dumneavoastră sau cu telespectator, pare mă așa, face așa. Adică de emoție. De emoție. Nu se spun tot fata romancă care merge în Egipt trăiește acolo cum este egipteanca, fac pasma în cap sau să fie cuprită sau asta. Nici nu tot femeie să fie așa, nici așa. De exact din anul 2000, chiar după 11 septembrie, am fost eu la Otoben, la aeroport, și atunci eu am aștept altcineva la aeroport și a venit o femeie, când eu am văzut pe ea, am gândit că este femeie alpoaică, are fața acoperită, nu se ved numai ochii atât. Și a venit, eu aștept pe cineva, și a venit, am văzut pe ea, uite dreapta, uite stânga, caut pe cineva să ajută pe ea. Și am întrebat pe ea, am fost eu în gaș, ce pot eu să ajută pe tine? Eu sunt vicepreședinte comunitatea egipteană, ce pot eu să ajută pe dumneavoastră? Și a zis la mine, te rog frumos, dacă aveți un telefon, să dai un apel la tatăl meu.
Discuția în ce limbă era? Discuția a fost cu limba română. Și când a discutat ea cu mine, am văzut ea român, că nu este aboaică tu accent, ea vorbește cu mine limba română, dar nu este egipteancă. Și oricum când a venit la mine așa, este îmbrăcată pe negru, sus și jos, să ved numai ochii. Și într-odată când eu vorbești cu ea și stau cu ea cu vorba, tata! Tata a fugit de la mine și poliția normal, când a fugit ea de la mine, a găsit tata ea în timpul ăsta, a venit tata departe de așa, tata! Și ea așa cu negru, tata ea a speriat normal, adică tata a fugit, nu cunosc pe ea, și poliția română în aeroport, adică a venit, credea că e teroristă, că... gândește, adică ea teroristă. Și adică eu am tremurat atunci și am explicat la domnul, asta este fiica mea. Domnul, nu se poate, nu este fiica mea. Până și când și-a dat jos broboada. Numai când ea a dat asta din față și a zis, băcat. Am zis, te rog frumos, asta este tatăl meu, tău. Dacă tatăl tău, nu băcat să ved macar pe față. Dar cum se zice în limba dumneavoastră la vălul acela care se pune pe fața femeilor? Există hijab și niqab. Niqab se ved numai ochii și tot este negru. Hijab se ved numai fața. Asta este o cazul care am văzut eu cu familia la aeroport Otoben, care a venit din Egipt, și avem alta familie din Urmanca care trește din Egipt. În Egipt tot timpul acolo exact stai cu patista sau cu hijab. Dar aici, familia asta când vin în România, la avion scoate ea hijabul și vine aici. Foarte interesant. Da, adică în Egipt este egipteancă și în România este romanca. Și cum noi avem comunitatea egipteană aici în România, există comunitatea România în Egipt. Este multă femei care căsătorit și care stă acolo în Egipt. Și eu cunosc o doamnă care a făcut acolo în Egipt exact cum este Ana Aslan. Ea, femeia asta a stat în Egipt și soțul ăla a venit aici în România. Doamna, adică a băut din apa Nilu și rămâne acolo. Și soțul egiptean a venit aici, a băut din apa din bubiță și trăiește aici în România. Let's return to our pharaoh. I have a few pages from our dialogue before. We have a dialogue and I publish this interview. Yeah. It's a newspaper adevăr on the website. Right. And one of the question was... What is your explanation about the Romanian soul? Romanian inside are very kind and friendly people. Especially all the people I met, they became my friends. So I feel that they are very close to the Egyptian behavior. I don't know why. I feel that we are one, the same nation. The same family, the same group. And I think I'm lucky because I never met person which I don't like. They are very kind person, very emotional, especially when they know that I'm related to Egypt. They speak about Egypt, they like Egypt. Most of them, they want to visit Egypt. So we're very close parties, very close bodies, very close atmosphere between the people I met, even the students in the universities, the people in the shops. They are fascinated with our history, and I appreciate that a lot. And as I told you that, me also, I felt one of the Romanians, so we are mixed together, but in other countries. Dr. Abdelham Obasher, unul dintre motivele pentru care am dorit să fiți aici este să ne ajutați la modul unei exprimări generale, să înțelegem o perspectivă. Lucrurile tragice care se întâmplă în jurul Egiptului, în țări pe care le cunoaștem și în țări afectate de terorism, sunt rodul acumulării unor frustrări sociale, sunt rodul unor intervenții străine, sunt rodul finanțării unor oameni fără căpătâi?
Mă refer la mișcările acestea care au apărut în Irak, în Siria, statul islamic, acei băieți, acei bărbați care se înrolează, da, nu numai din statele arabe, ci și în Europa. Cum au putut să găsească acest mediu favorabil ca să se coaguleze o asemenea forță de 30.000 de oameni care vedem ce răutăți fac? Oricum, ce se întâmplă asta, adică eu ca musulman nu cred ce se întâmplă. Adică, dar ei invocă Coranul, ei spun că sunt islamici. Nu, că în Coran nu există așa ceva. Adică dacă muslim adevărat sau un om adevărat, nu contează muslim sau creștin, dacă un om adevărat, cum să moră pe altcineva, Doamne ferește, adică dacă mi-e frică să tai o găină, cum el când să tai omul, Doamne ferește, ce suflet are omul ăsta? Adică noi suntem în pământul ăsta să muncim, să muncim și trăim. Ne referim la planeta noastră. Adică nu știu cum este lumea asta care nu are suflet, care face chestia asta. Oricum, lumea asta cred că este fără cultura și fără dacă Bantul Coranul nu zice așa ceva. Dar la Cairo, ce zic prietenii dumneavoastră care sunt la Cairo despre acești oameni cu negru pe față, care ucid ziariști, care mitraliază militari. Oricum, Egiptul contă așa ceva, adică toată lumea contă, adică nu contează dacă musulman sau creștin, toată lumea contă asta, adică cum să fie, este cineva cu omul sau țin cu cineva sau băvacă cu cineva care să mor pe altcineva? Spunea ambasadorul Irakului care a fost aici, că e ceva care a apărut și va dispare, cum pe vremuri înainte era foarte puternică rețeaua Al-Qaeda. Oricum și asta tot este Al-Qaeda, adică este ceva tot din Al-Qaeda, cum a băut acum așa, adică este ceva... Dar s-a rupt de Al-Qaeda și este mai dur, este mai tragic, cu consecințe negative, dar mult mai mari. Sincer, nu știu cine a venit cu el așa, adică într-o timp simbel așa, cum bantul 10.000 sau 30.000, cum a venit ea cu racheta, cum a venit ea cu tancul, de unde a venit tancul asta, adică, nu știu, este cineva care finanțează. Adică, da, adică politica este un pic, iartă-mă, nu vreau să spun cuvinte acum față de spectator, politica este un pic mai nu curată. Da. Nu vreau să spun cuvintea asta, adică este ca o femeie de moral burușare. Exact, este, nu știu cum a apărut și nu știu cum America și asta acum este normal, are dreptul să fie contra asta. Dar lumea, adică a gândit lumea, bantul lumea care a murit în decapitări. Chiar doi cetățeni americani. Da, și n-a gândit lumea cum este cu avionul care a căzut în Ucraina și a murit 150 sau 180 de persoane și nimeni n-a auzit asta. Adică asta este ceva contra islam. Bantul islam nu a zis așa ceva. Am adică înțeles. Cu avionul care a căzut în Ucraina, da, atunci o zi, două și după asta... Toată lumea n-a auzit nimeni despre avionul. Da, pentru că acolo este o putere regională, Rusia, da, care deținând arme nucleare, da, determină la o altă conduită. Dar acum, adică normal, eu sunt contra ce se întâmplă, nu accept așa ceva. Dar este ceva, Bantu, să-mi faci pe islam, așa, dar islamul e adevărat, nu este așa ceva. Și-o primiți, dacă aveți timp dumneavoastră, vin la dumneavoastră cu unul care știe regia mai bine decât mine, care pot el să spică cum este cu islamul, cu asta în cauza. Și avem și unul creștin care pot să spică cum este. Da, este o idee bună ca într-o ediție ulterioară să avem un asemenea brainstorming. Da, și a întrebat dumneavoastră de mine de ceva pentru învățământul, da, sau cultura egipteană romană. Între Egipt și România este convenția pentru fiecare an este 10 borsel. Adică Egipt trimis 10 persoane care se studiază aici. Și care beneficiază de burse. Care se studiază bursa. Adică 5 persoane care au terminat bacalaureat și 3 persoane care vrei să faci masterat și 2 persoane care ce nu vrei să faci doctorat. Și în Egipt, pleacă din România la Egipt, este cineva 10 persoane fiecare an și din Egipt vin 10 persoane. Și asta este de câteva 10 ani, adică în jur
Și este util pentru întărirea relațiilor bilaterale, pentru folosirea lor în diplomație. Exact. În relațiile dintre România și Egipt. Da. Și există acum, chiar în momentul ăsta, relația între Academia de Studii Economic în România și Academia de Egipteană, aia de Universitatea Ain Shams și Universitatea Al-Qahira. Și există aici colaborarea între Universitatea Beutera și altă universitate din Egipt, Institut Național de Turism, domnul Mohamed El-Batran. Și este în jur, fiecare an este 10 persoane, adică avem aici în jur mai mult decât 100 de persoane care termină, care este studiat acum aici în România. Și mai avem multe egipteni care a terminat studiul din România, are funcția mai mare în Egipt. Este câteva care a fost ca un minister, domnul Mohsen El-Batran și domnul Ahmad Khamis, care tot a terminat aici Academia de Studii Economice. Și mai sunt domnul doctor Murad, care tot a terminat ASEU și acum este mai mare, cel mai mare institut în Egipt. Și plus asta, adică acum noi nu vorbim despre învățământ. Și vreau să spun la dumneavoastră ceva. În Egipt, cum avem colaborarea de învățământ, avem colaborarea cu mâncarea. Adică, în România faci export în jur 90% din greu care să mâncăm noi din Egipt. Adică din farfuria egipteană care se mănâncă dimineața, există o mâncare românească și o mândru de asta, dar în partea aia în pâine, în pâine, pâinea egipteană a făcut din greu românesc. Poate greu asta din Sibuzia sau din Timișoara sau în altă parte. În farfuria egipteană, când se mănânc carne din România, carne de vită, carne de bebec și carne de mir. Asta înainte să fie boala aia, limba albastră. Și în Egipt, cum românii egipteanu mănânc în mâncarea românesc și scaunul, patul care eu am însorat cu el când am fost eu căsătorit, patul meu a făcut cu lemn românesc, din lemn din Brașov. Adică 90% din orașul Domiat lucrează din lemn egiptean. Hai, lasă Egiptul. Hai să vină aici în România. Farfuria, când mănânc dumneavoastră, când se mănânc orez dumneavoastră, să ai mâncat orez egiptean. Este o fermă aici, mai mare, nu vreau să fac reclamă acum, fermă mai mare care import orez egiptean aici pe masa românească. Sucul care este din Egipt este tot din masa românească, tot este din Egipt. Adică este între Egipt și România, este relație foarte bună, economic. Nu contează cu politica, cu asta. Adică relația între Egipt și România a fost din anul 1906, adică prima ambasada care a deschis atunci la Egipt, care a fost atunci doamna Roman, soția domnului Petru Roman, adică a fost ca încubire atunci, tatăl ei a fost primul ambasador roman în Egipt. Asta 1906, adică o viață. Și între Egipt și România este relația cumulatoare, adică unul ajută pe altul, nu relația. Egipt are multă orez și altceva, România are multă greu, adică nu este ceva contra altul, este cineva ajută pe altul. Mai mult decât mâncarea și decât suflet aia cu învățământ. Ce vreau mai mult? Pentru că am intrat în finalul emisiunii, mai avem doar câteva minute, am să pun câte o întrebare la fiecare dintre invitați. Încep cu faraonul Egiptului. The last question for you, because we are in the last minute of our... what is your message, like pharaoh of Egypt in Romania, for the Romanian people? My message is to keep on spreading love and peace between others, and to do good things for all the people you're meeting, and to take care of yourselves, and to try to concentrate in your country. Your country is progressing and going faster to the European Union, and
I was glad about all what I felt in this country, that they are going great and kind of education, the kind of respect. So I wish all the best to Romanians. I wish all progress and to be one of the best European countries all over the world. Thank you very much, sir. Dr. Abdallah Mubasher, dacă aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri? Adică aveți să spună telespectator, trebuie voi să fie mande, voi sunteți somani. Voi sunteți oameni. Asta e cel mai important pasaj pentru voi. Voi trebuie să fiți mande pentru chestia asta. Și vreau să spun la comunitatea egipteană sau cu căsătoria mixtă care există, oricine egiptean sau oricine arab are nevoie la ceva, nu pot eu să spun, pot eu să ajut pe el personal, dar pot să ajută cu sfat. Nu pot eu să ajută material, dar pot să ajută cu sfat, pot să spun ce trebuie să faci. Și vă rog frumos, adică cineva are nevoie, la răspund, la întrebare, cineva, orice de la Egipt, pot să întreabă pe mine, eu fac chestia asta de plăcere, pentru noi suntem în comunitatea egipteană și noi suntem, adică noi am venit aici în comunitatea pentru să ajută pe voi. Nu trebuie să fie o rușine, sună la mine oricând, telefonul meu este pe website, sună în 24 de ore, oricine are problemă, pot să sună la mine fără nicio rușine. Și oricine are nevoie, vrea să întreba de ceva de Egiptul, de stabilitatea, de turistic sau ceva din genul ăsta, sau cineva egiptean care a venit aici în România, vrea să întreba de ceva de România, pot eu să ajută cu el, cu multă plăcere, din drag și din suflet. Vă mulțumesc! Aceste ultime precizări ale doctorului Abdallah Mubasher pornesc de la realitatea că emisiunile care au fost realizate la Postul 6 TV cu ambasadori din Orientul Mijlociu au fost apoi preluate, postate pe un website care este interesat de cultivarea relațiilor de prietenie dintre comunitatea arabă care trăiește pe teritoriul țării noastre și statele din Orientul Mijlociu, multe dintre ele încercate de vifornițe teroriste pe care le vedem în noi episoade în fiecare seară pe micul ecran. Mulțumesc frumos celor doi oaspeți care au călcat pragul acestei televiziuni cu încredere, cu căldură sufletească și vorbind atât de frumos de țara noastră, țara în care trăiesc și ei, și vă doresc în continuare o seară frumoasă.